Oh. You okay? Da. Da, sunt obișnuit cu cantonamentul. E o perioadă dificilă, încărcată, dar suntem obișnuiți și acceptăm această perioadă și încercăm să ne bucurăm de ea totodată. Concurență mare pe posturile. Concurență pe toate posturile. Așa e la fotbal, cred că de fapt nu doar la fotbal, așa e în orice domeniu. E concurență și asta este bine pentru că ne face să devenim mai buni. Ne împinge și mereu e benefică. Ce dorești cu COVID în 2024? Ce își dorește toată lumea, să ne îndeplinim obiectivul la sfârșitul anului. Cum ai sintetizat primele tale luni la Rapid? Primele luni la Rapid. Perioade cu bune și cu rele. Din păcate, pe sfârșitul anului am avut acest ghinion cu jucătorii accidentați, dar per total a fost o perioadă frumoasă, m-am bucurat din plin de ea și sper și următoarea perioadă să fie la fel. Sunt mai mulți jucători care fac mutarea asta dintre FCSB și Rapid. Da, ce pot să spun? De ce? În primul rând, ce părere ai despre Rapid? Ce pot să spun? Fiecare jucător care e valoros va fi binevenit, va fi bine primit la Rapid, atâta timp cât va da 100%, își va pune calitățile în slujba echipei, va fi binevenit. Patronul Dan Șucu vorbea astăzi de tine, de Iulian Cristea, de Djokovic, ca transferul foarte bun și cu această ocazie să dea o replică lui Gigi Becali, adică să bată FCSB cu voi, jucători care ați fost acolo. Voi cum vă simțiți de cealaltă, de partea... Eu pot vorbi personal, mă simt, nu am de dovedit nimănui nimic. Îmi doresc să joc fotbal, îmi doresc să-mi ating obiectivele și nimic mai mult. Nu am nicio ambiție în plus să demonstrez ceva. Încerc să mă bucur de fotbal și atât. Sincer, n-am apucat să vorbim foarte mult. Sunt perioade cu două antrenamente, ieri doar ce a venit. Sunt sigur că se va integra foarte repede și va fi totul ok. E bine sau e rău că startul campionatului e atât de aproape și pauza a fost foarte scurtă? Mie unul îmi convine, îmi place când începem repede pentru că totodată ne și adaptăm mai repede la joc, la ritm și prindem ritmul din mers. Pentru mine e un lucru pozitiv. Cum se vede diferența asta față de prima poziție? Acum, la Roger. E o diferență destul de măricică, dar nu e imposibil. Cred că play-off-ul va fi foarte interesant și cred că acolo se vor da bătăliile finale. Echipa națională s-a calificat la Euro 2024. S-a dus. Te gândești sau te motivează să lupți și tu pentru un loc acolo, pentru șansele tale? Orice jucător își dorește să ajungă în primul rând la Naționala României, orice jucător visează la mai mult și cred că ar fi culmea ca un jucător profesionist de fotbal să spună că nu își dorește să ajungă acolo. E clar că toată lumea își dorește. Ce trebuie să facă diferit Rapidul în partea a doua? Pentru că au fost critici, spuneai și că v-au lipsit acei jucători. Să nu se mai accidenteze, nu știu. Cred că am avut, cum am spus-o și înainte, am avut o perioadă foarte, foarte bună. Lucrurile mergeau foarte bine, arătam o echipă matură, care știe ce vrea, știe ce joc practică și ce își dorește și cred că asta ne-a destabilizat puțin. Dar cu puțin noroc, dacă vom fi sănătoși, așa cred că vom face o figură foarte, foarte bună. Vorbeai de accidentări, vă simțiți? Nu neapărat ne simțim ghinioniști. Sunt niște etape cumva normale în circuitul unei echipe.
Nu suntem singura echipă care a avut jucători accidentați, dar cum am spus-o și înainte, te destabilizează puțin și... Ești un om cu multe meciuri în Liga 1, cu vechime deja, plecarea, eventuala plecare a lui Curașul Moldova, am tot vorbit de o eventuală plecare a lui Instrumentar, ar fi un minus pentru voi în lupta pentru deținerea obiectivelor? Cred că a demonstrat că este un portar foarte valoros, este portarul naționalei, ne-a ajutat în foarte multe meciuri. Cu siguranță ar fi un minus pentru că este foarte valoros, dar pe de altă parte cred că ar fi o mutare foarte bună pentru el. Mersi. Da, este o perioadă de acumulare, de încărcare. Vă dați seama că nu ne este greu. Trebuie să intrăm ușor în ritmul meciurilor, pentru că mai este o săptămână și începe campionatul. Începe prea devreme? Sau poate vă ajută pauza asta? Într-adevăr, începe un pic prea devreme, dar cred că orice jucător e fericit că încep meciurile și că poate să joace cât mai multe meciuri. L-ați integrat pe Djokovic în echipă, în grupul? L-am integrat, dar abia a venit o zi. Normal că îi trebuie și lui timp, nu? Ca să ne cunoască. Noi încercăm să-i facem treaba mai ușoară. Așa am încercat cu toți cei care au venit și de-aia se simt atât de bine. Da, bineînțeles, dacă vrei să faci performanță, trebuie un lot valoros și concurența automat te face și pe tine mult mai bun. Despre tine s-a scris mult perioada asta, toată play-ul, așa de un joc, deci... Da, nu știu, presa a scris. Eu nu am declarat nimic. Eu ce am avut de declarat, am declarat. Eu sunt la Rapid, sunt cu gândul numai la Rapid. Vreau în continuare să rămân aici, să câștig trofee, pentru că iubesc acest club și este normal să îmi doresc să ajung cât mai sus. Cât la scurt crezi în acest moment că are Rapid șanse să îndrească echipa? Dacă mă întrebi pe mine, eu cred 100%. Mă întrebi ce am zis că în 2003 când a luat Rapidul? Nu mă știu, eram mic. 100% eram până în școală, mă jucam. Ați discutat, Alex, în perioada asta, ce s-a greșit, ce n-a mers bine, v-ați făcut analiza? Da, cred că toată lumea a făcut analiza. Am văzut unde s-a greșit, unde am interpretat foarte bine și eu zic că vom face o figură mult mai frumoasă, și mai ales pentru că ne-am și întărit și ușor, ușor o să vedeți că avem o echipă foarte bună. Ce Nu ne-a transmis nimica, sincer. Dânsul este la fel, încearcă să ne învețe cât mai bine și noi trebuie să percepem acest lucru și atunci când începe campionatul trebuie să fim pregătiți 100% din toate punctele de vedere. Tu ai cuchetat și tu cu echipa națională, Euro 2024, te gândești că poate prinde un loc? Da, normal, bineînțeles. Ca orice jucător mă gândesc și îmi doresc să ajung acolo, dar totul depinde de mine, din evoluțiile mele. Cu ce genul ăsta pe care ai vorbit? Da, am vorbit cu dânsii,
sunt cu noi în hotel, ne întâlnim zilnic, vorbim, normal că ținem legătura. În cazul care e Rapidul campionatul, ai loc să se mai faci un tatuaj pentru a celebra? Am loc destul, da, am loc destul. Sunt locuri pregătite pentru acest lucru. Legat tot de Euro, crezi că trecem de faza grupelor? Eu cred că da. Este o grupă accesibilă și avem o echipă foarte bună cu jucători valoroși. Începe cu meciul tare, 24. Eu cred că orice meci e tare, nu contează cu cine jucăm. Important este că trebuie să jucăm ca pe o finală, fiecare meci în parte. Da, într-adevăr, dar eu zic că orice meci trebuie tratat ca o finală, ca atunci când se va intra în play-off și se va trage linie să fie cât mai puține puncte diferență și apoi în play-off se va decide campioana. Cine crezi, realistic vorbim, că se mai bate la timpul? Care e avantajul nostru? Cred că se bat toate echipele care vor intra în play-off, se vor bate la titlu. Pentru că este o diferență foarte mică. Într-adevăr, FCSB-ul s-a distanțat un pic, dar asta nu ne sperie. Au fost anii trecuți când au fost 15 puncte diferență la un moment dat. Și s-a întors rezultatul, ca să zic așa. Da, bineînțeles. Credem în puterile noastre, credem în noi, în jucătorii care au venit și în tot ce ține de Rapid, de suporter, de toată lumea. Crede și vrea același lucru. Cei de la care v-ați spus că dacă iau ei campionatul, se închide ora 7 zile, dacă e Rapidul... Se închide București. Nu o să mai treacă nimeni prin București, decât rapidiști. Vă mulțumesc frumos, seara bună. Nu mai e. Ce? Am loc. Mâinile sunt pline. Mulțumesc.